ce vreau să vă întreb, domnule președinte? Dumneavoastră ați trecut prin toate în viață. Ați fost criticat, ați fost adulat, ați fost iubit, ați fost urât, ați fost trădat, dar a fost o singură persoană alături de dumneavoastră, soția dumneavoastră. Ca bărbat, vă întreb, v-ați gândit vreodată că această doamnă a avut și un spirit de sacrificiu să stea alături de dumneavoastră toată viața? Nu știu. Dintr-un punct de vedere, pentru mine a fost cumva mai ușor. Pentru că eram implicat într-o activitate, în contacte vii cu oameni. Aveam posibilitatea cumva să mă refulez. Ea trebuia să le suporte toate stând acasă și apoi să peregrineze după mine la Timișoara în condiții nu ușoare, cu deplasare săptămânală. Că ea putea să aibă un destin profesional și o viață mult mai așezată, mai liniștită. Ea, de când a terminat studenția, inginer chimist, a lucrat într-un laborator de coroziune a metalelor la Institutul de Cercetări Metalurgice, Institut Departamental. A fost chiar fondatoarea acestui laborator și viața întreagă acolo a lucrat până a ieșit la pensie. Dar datorită mie a fost obligată să întreb o dată când am plecat la Praga pentru un an de zile, la Timișoara să facă navetă săptămânală, că n-a vrut să-și întrerupă activitatea. Și nu era simplu. Nu era săptămâna de 5 zile, ci de 6 zile. Și trebuia să meargă noaptea pe tren de la București la Timișoara să stea o zi cu mine și să se întoarcă luni dimineață proaspătă la laborator. La ea și n-am mai rezistat 5 ani de zile și a întrerupt activitatea, a rămas acasă. Și apoi și-a reluat când am revenit la București. Deci, dintr-un punct de vedere, ea a fost supusă la mai multe încercări și fiind obligată să treacă prin ea toate aceste apăsări pe care le aveam cu toate. Deci a avut de suferit mult mai mult, pentru că a avut mai puține posibilități de reflare pe care le aveam eu. Realmente, pentru ea a fost un veritabil sacrificiu. Viața alături de mine a fost nu ușoară. Este mai frustrant să fii un democrat în comunism, domnule președinte, sau un socialist în capitalism pentru a face bine oamenilor? Frustrant e și una și alta. Într-un sistem totalitar este mult mai greu să te afirmi ca democrat. Și totuși mulți oameni au avut această formulă de viață, în ciuda sistemului respectiv, să se comporte ca veritabil democrat. Și eu cred că am fost așa ceva, de aceea lumea m-a și... Eu n-am avut ostilități, indiferent pe unde am fost și în funcție de statul pe care l-am avut, și din contră. Am simțit și simpatia și susținerea oamenilor. Într-o societate liberă, democratică, iarăși nu este ușor să-ți promovezi gândurile, ideile, dar totuși ai posibilitatea de mișcare mai mare. Deci, într-un fel, e mai greu să treci în totalitarism și să o faci pe democratism, sau să fii în formația ta un democrat, decât în condiții de libertate, de democrație, când, sigur, e lupta liberă, în câmp deschis, acolo ține de tenacitatea ta ca om și cum anume știi să-ți afirmi crezurile tale politice și așa mai departe. Este România o țară prea mică pentru lideri foarte mari în conjunctura economică sau așa cum spun unii critici? Suntem o țară prea mică pentru un lider foarte, foarte puternic? Nu e obligatoriu și istoria nu numai a noastră și altor țări. Pot să fie oameni mari în țări mici și care joacă anumite roluri în istorie. Mă uit în plan european, spre exemplu. Acum este o penurie de mari personalități. Marile personalități s-au afirmat în anumite momente ale istoriei. A fost perioada războiului, imediat după război. Anul 89, fiind un an cu foarte multe frământări, a și propulsat o serie de figuri, nu numai din țările respective, dar în Europa, spre exemplu, un Mitterrand și un Kohl, au avut un anumit rol determinat de condițiile date. Acum e o anumită perioadă mai liniștită, dar și dificilă, și este anumită penurie de mari personalități. Dar apar oameni în țări mai modeste. La un moment dat se discuta despre președintele Uniunii Europene și s-a discutat despre un reprezentant al Luxemburgului.
țara cea mai micuță din această comunitate. Dar un premier, Juncker, un om stimat, apreciat de toată lumea, într-o țară micuță. Dar țară care are cel mai mare PIB pe cap de locuitor în toată Europa. Deci nu mărimea țării este factorul determinant pentru a propulsa oameni cu anumită... Sigur că când vine din partea de mari puteri, o personalitate se poate... Una este președintele Americii, nu? Indiferent de capacitatea lui intelectuală, dar reprezintă o mare putere și care alt glas și altă forță în glasul său decât unul care dintr-o țară mai mică. România nu e țara cea mai mică europeană. E a șaptea țară ca mărime. Deci am avea, din acest punct de vedere, toate motivele să aspirăm la ceva mai mult. Dar pentru noi problema fundamentală e altceva. Și pentru noi și pentru alte țări din această zonă. Și este problema Europei. Pentru că noi suntem rezultatul unei anumite istorii a Europei. Istoria nu ne-a fost favorabilă din acest punct de vedere. Deci dacă vorbim de societatea modernă, care s-a croit în procesul Revoluției Industriale, pionierii au fost Anglia și Olanda, ceea ce le-a asigurat un anumit avans, și Anglia a dominat o vreme lumea cu imperiul său colonial. Olanda asta micuță avea o colonie mare, Indonezia, și mai are încă în America Latină, Surinamul. Și toate celelalte țări occidentale s-au dezvoltat câteva sute de ani și în plan politic, afirmare ca state naționale, apoi ca state având poziții dominante și în viața economică și politică, în timp ce noi, până la primul război mondial, am trăit sub dominația unor mari imperii. Abia primul război mondial a oferit posibilitatea țărilor noastre să se constituie ca state naționale. Deci cu o întârziere istorică față de cele din Occident, și asta s-a reflectat și în nivelul de viață economică, în nivelul de viață civică, culturală și așa mai departe. Deci suntem rezultatul unor mari decalaje pe care le-am moștenit în istorie și asta e marea problemă și obiectivul istoric al unor generații care vin. Cum anume să facem să reducem în timp aceste decalaje față de vestul european. Asta e valabil pentru România și pentru alte țări din această zonă. Și asta am subliniat nouă dată în dialogurile noastre. Este și problema Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană nu poate să se afirme în planul dezvoltării actuale la nivel global dacă nu rezolvă aceste contradicții interne și nu acționează ea pentru a reduce aceste decalaje. Decalaje care, alminteri, sunt problema cheie a lumii de azi. În procesul de globalizare. Și toată lumea evidențează acest lucru, că aceste decalaje mari între bogații și săracii lumii constituie sursa principală a instabilității mondiale și a împiedicării progresului general.